Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă, în care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, dragii mei. Vom vedea ce mesaje vă dă zatul de cafea pentru următoarele zile. Până vă concentrați în ceașcă și vă puneți câte o dorință, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt foarte, foarte încântată de mesajele voastre. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, pentru tot, dragii mei. Și dacă nu sunteți abonați, abonați-vă, deschideți clopoțelul ca să fiți la curent de toate videourile care le fac pentru voi și nu veți regreta, dragii mei. Să deschidem, să vedem ce mesaje vă dă zatul de cafea pentru următoarele zile. Eu în cește, nu știu ce este, ce va ieși, am să vă zic și vouă, dragii mei. Am să încep cu ceașca verde, să vedem ce mesaje ne dă ceașca verde pentru următoarele zile. Asta este prima ceașcă. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Și uitați-vă, dragii mei, asta înseamnă că foarte mult vă rugați. Așa de parcă aveți așa o rugăciune ca să cumpărați o casă, ca să vă cumpărați mai știu o bucată de pământ sau să vă căsătoriți. Mereu faceți rugăciuni, mai ales la biserică vă duceți și aprindeți chiar și lumânări pentru sănătatea voastră, pentru dorințele voastre. Și să știți că aceste dorințe, aceste rugăciuni se vor împlini, dragii mei, și o să fie foarte repede pentru că Dumnezeu o să vă audă vocea și toate dorințele voastre se vor împlini rând pe rând, mai ales una, două, trei, patru, cinci dorințe aveți ca să se împlinească și să știți că aceste dorințe se vor împlini, o să fie de partea voastră și într-adevăr o să vă bucurați foarte mult pentru că o să fie totul de partea ta așa cum ai dorit tu. Uitați-vă! Aici este un penguin, asta ce înseamnă că viața voastră se va schimba în bine, pentru că penguin când iese în penguiena, așa dacă nu mă greșesc în limba română se zice, când iese în cafea, asta vă arată că o să fie totul bine și viața ta se va înfrumuseța și viața ta se va încălzi pe toate planurile voastre, să știi, financiar, dragoste, nu contează, să știți că o să fie totul bine pentru că uitați-vă în mâinile voastre, țineți un pește și asta țineți financiar, țineți berechetul vostru în mâinile voastre și nu dați voie la nimeni ca să se apropie de berechetul vostru. Pentru că în trecut foarte multă lume va lua belșugul din mâinile voastre și asta pe voi v-a supărat foarte mult, foarte mult, v-a durut inima, sufletul, dar să știți că de acum încolo nu dați voie la nimeni să vă ia belșugul din mâinile voastre, din casa voastră, să știți. Pentru că de multe ori v-a luat cineva belșugul și berechetul din mâinile voastre, dar de acum încolo nu va reuși nimeni ca să vă facă acest rău, să știți. Uitați-vă, aici sunteți cum să zic, pe malul unei mări, dragii mei, să știți așa cum se vede aici și să știți că toate rugăciunile voastre, toate dorințele voastre iarăși se împlinesc, pentru că uitați-vă, aici sunt în fundul mării o mulțime de pești și asta vă arată că financiar o să vă meargă foarte bine și în mâinile voastre de parcă aveți o cutie, asta este cutie cu dorințele voastre și uitați-vă, aici este o cupă, această cupă vă arată norocul, fericirea, iubirea, să știți că intrați într-o pagină foarte, foarte norocoasă în viața voastră, să știți acest lucru, tot ce este rău, tot ce este ce vă blochează, tot ce vă supără, tot ce nu vă dă pace ca să trăiți în liniște, să știți că totul se termină și într-adevăr intrați într-o perioadă foarte norocoasă, pentru că aici te parcă deschideți cutia Pandorei, dragii mei, să știți acest lucru și asta o să fie plină cu noroc și tot norocul o să învârtească în jurul vostru și într-adevăr o să vă bucurați foarte mult pentru că această cupă vă arată că este cupa vieții voastre. Asta vă arată este cupa dorințelor voastre. Tot ce este în viața ta, tot ce ai dorit, toate visurile, toate planurile, să știți că o să intre în viața voastră și într-adevăr o să vă bucurați foarte mult, că nici voi nu o să vă așteptați la așa ceva, dar această pagină, această surpriză, să știți că o să fie cu multe surprize în viața voastră, dragii mei, să știți acest lucru, veți avea foarte multe surprize. Uitați-vă! Și aici să știți că financiar vă merge foarte bine, dragii mei, să știți acest lucru. Într-adevăr, intrați într-o perioadă care banii o să vină ca ploaia în mâinile voastre. Poate să vă găsiți un loc de muncă adăugător, poate să vă găsiți ceva de lucru mai plătit, nu contează, dar o să fiți foarte bine plătiți și în mâinile voastre o să treacă foarte mulți bani și asta pe voi o să vă bucure foarte mult pentru că intrați
Cum am zis, într-o pagină nouă, într-o pagină care o să fie plină cu surprize. O să faceți cunoștință cu multe persoane noi. O să persoanele care sunt vechi, să știți că o să le aruncați din viața voastră și o să faceți cunoștință cu persoane noi. Și eu cu aceste persoane noi o să aveți noi comunicații. O să aveți noi planuri și să știți că asta pe voi o să vă conducă la planul financiar, dragii mei, și asta o să vă prindă bine și într-adevăr o să fiți plătiți bine pentru că financiar vă merge foarte, foarte bine. Uitați-vă! Aici aveți un câine, dragii mei, în casa voastră sau în curtea voastră, mai știu eu, aveți așa un câine și acest câine este prietenul vostru. Uitați-vă cum voi mereu vorbiți cu acest animal, mereu vă împărtășiți cu acest animal pentru că voi credeți că este cel mai bun prieten al vostru și într-adevăr este cel mai bun prieten al vostru pentru că un câine este mai sufletesc decât un om, dragii mei, să știți acest lucru și acest câine pentru voi este totul, este ca un prieten, este ca un totul este pentru voi și să știți acest câine într-adevăr vă ia toate energiile negative și acest câine vă ocrutește chiar de toate relele pentru că să știți că câinii și pisicile au intuițiile foarte puternice, dragii mei, și ei simt negativitățile, simt răutățile și de aia acest câine niciodată nu se desparte de lângă voi pentru că mereu vă păzește de negativități și de lume rea, dragii mei, să știți acest lucru. Să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și farfuria ce ne zice. Dorința voastră este încă în așteptare. Și uitați-vă. Veți avea o ceartă, dragii mei, între rude, pentru că văd că aici această ceartă este din cauza unei moșteniri și rudele vă certați cu rudele voastre, dar să știți că această ceartă nu o să fie de lungă durată, o să fie așa de scurtă durată, dar o să vă certați puțin, dragii mei, să fiți atenți, pentru că este o ceartă din cauza unei moșteniri, să știți. Să vedem și numărul 2, ce ne zice? Asta este numărul 2. Asta este numărul 2. Și uitați-vă, una, două, trei, patru uși aveți, dragii mei, și aceste uși sunt deschise pentru voi. Să știți că aceste uși se deschid, drumurile care au fost blocate, tot ce este blocat în viața ta, să știți că încetul cu încetul se deschid ușile în calea voastră și, într-adevăr, o să ajungeți acolo unde doriți. Dacă doriți să faceți un curs, să faceți, cum să zic, să deschideți afacerea voastră, pentru că aici văd că plecați la un curs, apoi deschideți afacerea voastră sau plecați la o școală și după ce terminați această școală o să vă deschideți afacerea voastră. Uitați-vă, această afacere în 2 luni sau în 2 săptămâni, poate să fie așa, 2 săptămâni de cursuri, 2 luni de cursuri, apoi să vă deschideți afacerea voastră. Știți cum este? Cursurile de coafură, cursurile de unghii, cursurile mai știu eu de sprâncene, de gene, mai știu eu cum. Și o să faceți acest curs și apoi o să vă câștigați banii voștri, dragii mei, să știți. Dacă aveți așa planuri de făcut ca să vă deschideți afacerea voastră și să plecați la aceste cursuri, vreau să vă zic să faceți acest pas în viața voastră pentru că, într-adevăr, o să fie pentru voi cu mult folos și, într-adevăr, o să aveți câștiguri bune la această meserie și într-adevăr o să vă dați și datoriile, o să vă plătiți toate, tot ce aveți financiar de făcut, o să vă plătiți. Uitați-vă pentru că aici, uitați-vă, voi sunteți, vă priviți în oglindă. Vă place coafură, vă place să vă ocupați cu unghiile, vă place așa ca la această meserie și să știți că o să reușiți. Uitați-vă, aici reușiți deja, deja sunteți la coafura voastră, la munca voastră, asta voi doriți ca să deschideți această afacere și să câștigați bani și într-adevăr o să reușiți, dragii mei, să știți acest lucru. Dar acum de parcă văd că aveți aceste probleme cu banii care să dați pe acest curs, să știți că cineva o să, cu ajutorul unui prieten, o să găsiți, o să vă dea ajutor și o să vă duceți la aceste cursuri și o să deschideți această afacere pentru care doriți voi de mult timp să o faceți. Să știți și uitați-vă, aici este un pahar alb, asta vă arată fericirea, iubirea, pacea din viața voastră. O să reușești să faci tot ce doriți. Pentru că uitați-vă, aveți și dușmani la picioarele voastre, dragii mei. Unele persoane se muncesc ca voi să nu aveți reușite în viața voastră. Așa mereu de parcă vă pune bețe în roate, dar să știți că nu vor reuși pentru că voi sunteți niște persoane puternici și reușiți să treceți peste orice greutate și asta este și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul îngerilor să știți acest lucru.
Persoanele care sunteți cu litera S, A, D, L, N și F. Să știți că și pentru voi, dacă nu aveți loc de muncă, să știți că pentru voi se deschide un loc de muncă, pentru că văd că dacă munciți la acest loc de muncă vechi, să știți că ieșiți de acolo și intrați într-un alt loc de muncă mai bine plătit, plătit mai bine pentru voi, pentru că locul de muncă trecut deja pe voi vă supără, deja nu vă... Nu vă mai place, așa v-ați plictisit de acest loc de muncă și doriți să vă schimbați locul de muncă și să știți că o să reușiți. Dacă nu aveți loc de muncă, să știți că o să găsiți un loc de muncă bine, plătiți și o să faceți ceea ce doriți voi, dragii mei, să știți. O să fie un loc de muncă pe placul vostru și o să vă duceți cu plăcere la acest loc de muncă, să știți acest lucru. Într-adevăr, aveți schimbări la locul de muncă, să știți acest lucru. Aici văd niște semnături la o ușă de stat. Să știți că de mult timp vă munciți cu o ușă de stat. Asta poate să fie o judecată, poate să fie mai știu niște acte la o ușă de stat, poate să fie altceva. Mai pe scurt, la o ușă de stat aveți de rezolvat niște acte, aveți de rezolvat niște lucruri și să știți că asta de mult timp vă duceți, veniți, vă duceți, veniți și nici de cum nu găsiți soluții, nici de cum nu găsiți rezultate la aceste... La aceste uși, dar să știți că în curând o să vă vină o surpriză, un mesaj, poate să fie și un plic ca să vină așa, o să luați răspuns de la acest lucru care îl veți la ușa de stat și asta pe voi o să vă bucure foarte mult pentru că, cum am zis, de mult timp munciți să găsiți rezultatul și să aveți, cum să zic... rezultate la aceste acte sau mai știu la această ușă de stat, dar să știți că într-o bună zi, cel puțin 5 săptămâni sau 5 luni de zile o să vină acest răspuns pentru voi și într-adevăr o să vă bucurați foarte mult pentru că v-ați săturat, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți. Cum am zis, niciodată nu ați avut rezultat, nu ați avut răspuns, dar să știți că 5 săptămâni sau 5 luni de zile acest răspuns sau acest rezultat vine în mâinile voastre și într-adevăr o să vă bucurați foarte mult. Da, acum poate că așteptați de mult timp, vă munciți să faceți, dar în sfârșit o să vină rezultatul la ușa voastră, să știți. Cu sănătate aveți grijă de durerile de urechi, pentru că văd că aveți aici dureri de urechi și o să aveți chiar și o infecție la urechile voastre, fiți atenți, dragii mei, pentru că asta vă arată zatul cu sănătatea pentru voi. În afară de asta, să știți că o să fie bine. Cum am zis, dacă vă doriți, vă gândiți să faceți așa cursuri, să vă deschideți afacerea voastră, imediat faceți acest pas, pentru că, într-adevăr, pentru voi o să fie cu speranțe, o să fie cu... Bine, o să deschideți afacerea voastră, mai ales în coafură, dragii mei, cum am zis, că la unele le place genele, sprâncenele, mai știu, unghiile, coafură care vă gândiți să deschideți așa afacere, să știți că o să reușiți și, într-adevăr, o să aveți câștiguri frumoase. Așa, aveți două dorințe, una se împlinește foarte repede, dar încă una este în așteptare și uitați-vă, aici v-am zis că de la ușa cea de stat o să vină în mâinile voastre răspunsul și uitați-vă, acel răspuns o să vină și este de la un bărbat, să știți. Această surpriză, această minune o să fie din partea unui bărbat și o să vă bucurați foarte mult, dragii mei, și acest lucru care îl vezi la ușa de stat de făcut se va rezolva cu bine și s-a sfârșit cu bine, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles, eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!